Aveți mașină? Ai mașină? Mă-i fix la tine. Mă-i fix la tine, n-ai cum să te uiți în ceafa lui. Eu nu fac niciun mișto. Ai mașină? N-ai mașină? Bicicletă? Fură cineva bicicletă de aici? Faci și lui rost de o bicicletă? Bravo! Ai mașină? Ce mașină? Hai că mai rău decât Corsa n-ai cum să ai. Lamborghini? Bravo! Ce mașină ai? Mercedes. Mai scurt biletul. Ai la fel ca mine. Ai E, nu? Nu ai ce. Eram sigur că ai E. Ai mașină? Da. Ce mașină ai? Ai ce, nu? Ai MD? Ai E? Da. E aceeași mașină, nu? Ați venit împreună, ha? Ai mașină? Ai mașină? Ce mașină ai? Japoneză. Rapidă. Tai în sânge. Tai în carte asta, frate, nu te vezi. Ai mașină? Ce mașină? Nissan? Japoneză. Paf! Precizie. Se spune că bărbații își aleg mașinile în funcție de anumite dimensiuni corporale. Știți asta, nu? Adică dacă ai Lamborghini, nu te acolo. Ai Mercedes un pic mai mare. Bă, la ăștia cu japonezele, pa, 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 pa! Am intrat, am ieșit! Mi se dă seama! Pa, pa! Se fuci, pa, pa, pa! Dar cel mai periculos e ăsta fără mașină. Ăsta n-are nevoie de mașină, merge între picioare. Vreau acum să vă spun, nu știu dacă aveți nevoie de reîmprospătare de memorie, dar o să vă arăt ghidul oamenilor nebuni de la metrou. I-ați întâlnit cu toții, dar o să vi le reamintesc. În primul rând, este ăla care intră în metrou și pentru el misiunea s-a încheiat. Acolo se oprește. Am intrat, mă doar în fulă de restul. Și îți vine să-i fuți una peste ceapă. Mergi, nu mă ține mai în față un pic. Este ăla care, deși nu coboară la prima, a urcat și s-a lipit aici. Nu urcă mai în față, că pentru el misiunea s-a încheiat și pentru el. Este ăla, între ăla care au bară în centru, care bara e proprietatea lui și își lipește tot corpul de aia. Asta e a mea. E a mea, am marcat-o cu corpul meu. Sunt aia de la metrou dinăuntru care merg și la un moment dat se întorc și merg invers. Cum ai luat decizia asta? De ce? Și ce s-a întâmplat în creierul tău? Fiindcă oamenii ăștia pot fi periculoși. Merg și la un moment dat, opa, gazele, fii de bun? Și s-o mor pe aia, stai așa. Înțelegeți? Când e o decizie de asta, nu prezentă tot la cap. Bineînțeles, sunt drăgostiții. Știți cu toții fața aia. Este scaunul ăsta și este scaun liber, scaun liber. Și te așezi la mijloc, fiindcă nu vrei de face cu nimeni. Și vine el și ea. Sau pula mea, e Anglia. El și el. Și tu stai la mijloc. Și începe dragostea peste tine, ai văzut? Nu, ăsta nu se dăști tu, nici de-al dracu nu mă dau acum. Dacă îmi ziceați, mă dateam, dar acum nici de-al dracu nu mă dau. Și dacă stai destul de mult timp acolo și rezici, se fut peste tine, stai deștept. Bă, nu știu cum sunt ăștia indieni ăștia care tu stai și tu acolo și dormi peste tine, ați văzut pe ăștia? Bine să se îngrezoare cele care îți vomită peste tot. Și nu știu dacă...